Doctorul Teo Trandafirescu este din nou prezent la Romanian TV of New York și analizează aspecte necesare revenirii la o viață cât mai normală din punct de vedere medical și social la New York, unde epidemia cu COVID-19 este în regres. În același timp, face o sinteză a evoluției epidemiei la nivel global și oferă recomandări. Medicul Teo Trandafirescu este profesor universitar la Facultatea de Medicină Mount Sinai din New York și multispecializat în medicină internă, pulmonologie și terapie intensivă. Medicul româno-american s-a aflat timp de câteva luni în linia întâi de combatere a pandemiei la New York, în secția de terapie intensivă și a avut amabilitatea de a oferi în această perioadă telespectatorilor Romanian TV of New York explicații legate de modul în care virusul afectează multisisteme, în afara celui respirator, tratamente și prevenție. Bună ziua! În aceste vremuri tensionate, responsabilitatea și inteligența socială, colectivă și individuală nu au granițe virtuale sau geografice și trebuie să învingă infectivitatea COVID-ului. Inițial a fost o lipsă de transparență și opacitate despre cum a apărut și cum s-a răspândit virusul în lume. Mesajele de la liderii lumii, de la organizațiile internaționale, de la societățile medicale, de la doctori au fost mixte și variate în legătură cu infecția cu COVID. Acestea au contribuit la neîncrederea și confuzia populației despre virulența virală și măsurile medicale și administrativo-sociale implementate de liderii noștri. Dar, momentan, toți ne dorim, indiferent de vârstă, pregătire, simpatii politice, experiență de viață, să contribuim la o societate puternică, educată și sănătoasă. Noi, imigranții români, am luat drumul străinătății cu sacrificii sufletești și familiale, și știm ce este greul. Educația este sufletul societății, este scumpă, dar mai ieftină decât ignoranța. România ne-a oferit educație din plin și îi mulțumim. Haideți momentan să luăm decizii educate și informate în detrimentul ignoranței. A fi român în America reprezintă o carte de vizită valoroasă, bazată pe profesionalism, integritate și responsabilitate civică. Noi oferim comunităților în care trăim valori exemplare de viață. Inteligența socială românească pornește de acasă și înflorește oriunde s-ar afla în lume. New York-ul este un exemplu viu al acestui lucru. Haideți să o aplicăm pentru noi și pentru cei din jurul nostru. Liderii guvernamentali și populația vor lucra împreună pentru redeschiderea noii normalități. În general, măsurile administrative locale sunt mai bine percepute și implementate decât măsurile naționale. Masca, distanțarea socială și spălatul pe mâini sunt măsuri simple și indicate și care pot face o diferență mare în răspândirea virusului. Identificarea focarelor de infecție, modul de diseminare, carantinarea trebuie aplicate în funcție de datele epidemiologice și de datele de la contact tracer. Știu că oamenii s-au săturat de măsurile sociale, dar virusul nu s-a săturat încă de oameni. Meciul de box dintre populație și COVID încă continuă. Încă se mai dau lovituri și se primesc lovituri și nimeni nu este făcut knockout. Dar vom câștiga acest meci fie la puncte, fie prin knockout. Factorii de risc posibil și presupuși pentru infecția cu COVID sunt de natură demografică, biologică, de comportament și epidemiologică. Depinde de noi cum să minimalizăm și să reducem acești factori de risc. Acest virus ne-a deprivat în ultimele luni de multe lucruri, dar cel mai important mi se pare că ne-a deprivat
de noțiunea de a arăta respect și demnitate celor care au murit. N-am reușit să fim alături de ei și n-am reușit să-i memorăm pentru cum s-ar fi cuvenit. Orice epidemie este limitată în spațiu și timp. Vom mai avea infecții virale, bacteriale, vom mai avea noxe și toxime chimice, fizice și de altă natură. Noi, ca și societate, trebuie să scădem și să minimalizăm aceste riscuri și să creștem imunitatea și sănătatea organismului și a populației. În lume s-a murit, se moare și se va mai muri de COVID, de alte boli și alte condiții medicale, de situații neobișnuite, dar nu trebuie să se moară din cauza neglijenței, din cauza lipsei de personal medical și material. Haideți să dezvoltăm empatia și nu apatia. Un aspect al epidemiei este că generează conflicte sociale, în principal între cei care au puterea în societate și populație, și generează dorința oamenilor de a blama și de a asuma responsabilități administrative, medicale, sociale, etc. Și probabil că orice intervenție medicală, de sănătate publică, administrativă sau socială nu este satisfăcătoare. Pandemia ne va arăta adevărul absolut la cum răspund societățile la infecțiile contagioase.